Mergem acum pe vârful lui Psariu. Undeva sus trebuie să ajungem. Iată primul obstacol. Respectiv. Așa ar trebui făcut de fapt. Mai dă-mă cu niște banane. Tot întreabă lumea, de cine sunt hobă. Nu uita să dați zi Mircea. Să contribuim și noi. Nu știu unde, hai punem aici. Gata. Gio take a photo. Ei, da, filmeze. Da, ai tu liniștit. Bam. Da. Hai mai stăm așa. Gio take a photo. Bam. Ce zice? Ce zice aici? Ros corufi profiti i Ilia. Ce înseamnă? Asta nu știu. Am ajuns la un refugiu. Mircea ne-a spus că e un observator astronomic aici. Suntem pe o șa între două vârfuri. Asta e unul dintre cel din față. Am ajuns la 1003 metri. Observați cum sunt dispuse rocile în straturi. Nu sunt cutate. Roci cutate găsim în România. Aici sunt dispuse în straturi. Peisaj absolut senzațional. La ce altitudine ne aflăm, Elena? Adelin Petrișor transmite la 1100 de metri, aproape de vârful Ipsarion, vârful Paterafane. În centru imagini puteți vedea localitatea de unde am început noi urcarea. După un drum de 2 ore jumate, 3 ore, cam așa, am ajuns în sfârșit pe vârful Ipsarion, acoperișul Tasosului. Iată-l, în față, falnic, ne așteaptă. Hello. Vârful Ipsarion are o altitudine de 1206 metri. Bine v-am găsit la lecția de geografie. Suntem la capitolul Tasos. Mai în față avem golful de la Golden Beach. În stânga Hrisia Mudia, iar în dreapta Hrisii Acti. În centrul imaginii puteți vedea localitatea Potamia. De acolo am pornit noi. La altitudinea de aproximativ 100 de metri. Merge? Confirmă. Da. Am urcat, deci, 1100 de metri. Oamenii sunt flămânzi. Cu atâta efort să dați seama. Pe Ipsarion poți să te semnezi când ajungi. Nu, colecționarul de oraș. De atât? 2018. Mamă, dar nu înțelege nimeni ce scrie acolo. Mă, da, să înțelegi. În traducere. Colecționar de orașe, mai 2018. Pe Facebook și pe YouTube. Un peisaj absolut senzațional. A meritat să suport durerea de cap. Când am ajuns în vârf, mi-a trecut toată durerea. Ne vom revedea, cine știe, când din nou în acest loc. 20% de avans. E timpul să plecăm, să ne întoarcem.
va fi ceva mai rapid drumul. Dacă până aici am făcut cam 2 ore jumate, 3 ore, până jos ar trebui să facem undeva la 2 ore. Hello. Sete mare, nu? Bine, boss. Am ajuns iar în Potamia. Cam aici se termină periplul nostru. Am urcat 1100 de metri diferență de nivel. Ca distanță nu știu să vă spun exact. A meritat să îndurăm și vântul și căldura la bază. Nu am avut noroc cu acești nori, pentru că n-am văzut soarele direct. Nu uitați de următoarele filmulețe. Ne vedem în alte zone. Ne vedem la următoarea. Și nu uitați de pagina Humans on Bicycles. Doi reprezentanți aici, de seamă.